Este ora 1 dimineața și noi vom face un încearcă să nu te sperii challenge. O să vorbesc ceva mai încet, băieți și fete, pentru că este puțin trecut de ora 1 dimineața și am pregătit două cele mai horror filme pe care le-ați văzut până acum. Sunt curios dacă o să reușesc să nu mă sperii, fraților. Primul se numește The Last Stop și fiți atenți, fiți atenți. Este un film horror care se petrece într-un spital bântuit. Bro, în ce situație mai horror poți să fii pus? Deci eu acum e ora 1 dimineața, sunt singur acasă, fac un încearcă să nu te sperii challenge la un film horror într-un spital bântuit. Bro, e cea mai prostă situație în care mă pot afla. Dar na, în fine, hai să vedem. Mamă, deci chiar sunt curios, fraților. The Last Stop Short Horror Film, let's go. Uitați-vă, este vorba de acest spital, man. Buhuu. Mamă. Ok, sper să nu avem niște jumpscare-uri. Ok, și asta este o fată din spital și din câte știu o să se ducă cu liftul sau ceva de genul. Ok, mamă, ăsta e liftul. Aia sunt pereții liftului. Bă, înțeleg că-i bântui, bă, dar e și jegos. Bro! What? Ce-i cu liftul ăsta? Bă, vedeți cum arată? Fraților! Mă, uite că se miră și asta! Și asta se miră, băi, ce-i cu liftul? Mamă, stai că iar am dat claxonul mai tare. Băi, ce se întâmplă, fraților? Mamă, ok. Ea probabil are ceva la picioră. Oh my god! Pe jos, fraților, scrie stop, elevator out of order. Adică liftul nu funcționează. Mamă, sărbește-i dus în lift! Mamă, cum arată scena asta, ești nebun? Fraților, deci sunt așa de paranoic, mi-am pus aici mâna și am auzit ceva în câș și m-am și speriat. Bă, uitați-vă că merge liftul, chiar dacă este out of order. Să nu-ți mai... Doamne ferește, bro, Doamne ferește. Să nu se mare jumpscare. Pau! V-a speriat. Ce aveți, fraților? Mi-a zis să nu mai fac chestia asta, dar mi se pare prea amuzant. Ok. Hai să vedem. Dar unde s-a dus, fraților? S-a dus la subsol? Ce bă locul ăsta? Bă, voi vedeți? Bă, ce mă locul ăsta? Adică spitalul, ați văzut din prima, chiar dacă ce că e bântuit, arăta foarte frumos. Uite, stai, suntem la 1.45. Na. Uite ce bine arată, ești nebun? Mamă, ce spital mai arată așa? Și uite, de fapt, uite cum e. Ok, hai să vedem. Mi se pare foarte joa ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Da, cred că a ajuns pur și simplu la subsol. Adică nu-mi imaginez și altă cameră ar mai putea să arate așa. Ok. E ciudat ce se întâmplă. Ai grijă, sora mea. Doar ai grijă. Dar ce caută aici, fraților? Își caută asistenta, medicul? Bă, s-a închis liftul. O fi că l-a chemat altcineva, asta nu-i mare chestie. Opa! Oh my god. Nu-mi place unde se duce filmul ăsta. Nu. Sora mea. Mamă, ce prost sunt. Voiam să zic fugi, dar ea e în cârje. Fugi. Deschide liftul. Cheamă liftul înapoi. Bă, dar cine a pus-o? Cine a pus-o să vină aici? Sora mea, ai o problemă? De ce vii aici? Ești nebună? Aoleu, vezi că vine după tine. Hai, dă-mă liftul, deschide-te. Hai că mă. Hai, dă-i și închide-te acum. Închide-te.
Dai, haide mă, hai. Ok, dar cine a pus-o? Cine, Doamne, iartă-mă, fine, fraților. Pun întrebarea asta de prea multe ori. Cine a pus-o să vină aici, man? De ce a venit aici? Ce căuta? Adică se vede că e un pacient. Deci băiesc că căuta un doctor sau ceva. La alt etaj. Ce? Ce se întâmplă aici? Aia? Alt etaj, tot așa. Sora mea, dar unde ești? Dar du-te bă la etajul unde erai tu înainte. Nu stăteai bine acolo, du-te bă la etajul unde erai tu înainte. Ai luat-o razna. Frate, de ce nu stai la etajul unde am mers înainte? Aoleu. Aoleu, nu! Nice. Du-te bă la etajul unde erai tu înainte. Du-te bă, cabinetul tău în aia ta. Du-te în salonul tău. Ma. Preconizez mare jumpscare. Bă, cumva o duce de fiecare dată la același loc? Pur și simplu, liftul o duce la același loc de fiecare dată. Dar nu înțeleg dacă liftul practic stă pe loc. Cum adică el merge în sus și ajunge în același loc? Care e ideea? Ce e neregulă cu liftul ăsta? Se vede clar că e ceva neregulă cu liftul ăsta. Acum îi apare în față. Jumpscare. Oh! Ok, eram pregătit să nu mă sperii. Hai, sora mea, du-te pe aici. Aoleu. Ce putea să fie mai rău, bro? Ce putea să fie mai rău? Decât să se facă totul de culoare roșie, să se audă o alarmă și să ți se blocheze liftul. Nu exista ceva mai rău de ce se putea întâmpla. Ești de bun. Emergency exit only. Hopa, deci acolo are o ieșire de urgență, cum are fiecare lift pe sus. Aha, bravo. Noroc. Noroc, sora mea, să poți să ajungi acolo. Wow! Aaa, și e două de asta, am înțeles. Păi și cârjele? Lasă cârjele, bro. Ce contează cârjele? Mamă, dar nu poate să se țină în picioare. Mamă, frate, trebuie să aibă forță foarte mare în mâini ca să poată să se urce aici. Ce s-a întâmplat? Mamă. O luat-o, bro. No. Și pică liftul cu ea, pică liftul cu ea. No. Oh my god. Oh my god, nu vreau să o văd așa, stai. Oh my god. Mamă, ce film. Chiar am rămas cu gura căscată, fraților. Wow. Și eu credeam că ăsta, al doilea film pe care l-am păstrat într-un fel pentru final, ăsta o să fie cel mai horror, dar nu știu dacă o să ne treacă pe ala. Mamă, deci ăla chiar mi-a întrecut orice așteptare, man. Wow, cât de ciudat a fost. Asta este de la Crypt TV, se numește Feed. Featured Creature Short Film. Ok, hai să vedem. Hello, este cineva acasă? Oh, cineva ascultă muzică aici, se pare. Fiți atenți, deci acolo un bilet unde zice don't turn on the și după e șters TV sau ce vrea să zică. A, nu-i pasă. A, cred că televizorul. Ba, mă, uitați-vă, fraților. E o cameră de supraveghere la televizorul ei sau care-i treaba? Hopa, acum așa dat seama. A, ba nu, e camera gen... E o cameră în televizor. A scris acolo, don't turn on the television. Ah!
sora mea. Ma. What, Brad? Brad? L-a sunat, cum îi face? A sunat-o ceva băiat Brad și vedeți că e foarte panicat, respiră. Și că, mamă, ce a spus, și că îmi pare rău, însă am alergat pe scări, de-aia făceam așa, mamă, Brad, bă, prostiși, bă. Did you and Lisa install some kind of like sex cam in our living room? In the living room. Can you ask? She's not home yet. Ok, frate, deci îl întreabă de camera asta și n-a întrebat-o ce aromă vrea, pistacio. Se întrerupe telefonul, ci că nu pot să aud. Brad? Ok. Dar frate, dar i-a zis, avea un bilet, nu s-a gândit că e ceva ciudat. Dacă cineva, dacă tu ajungi acasă și găsești un bilet, don't turn on, nu aprinde, nu știu ce, nu te gândești și tu ce, că băi, ceva ciudat? Bă, ce se întâmplă? Mamă, băi, mă simt ca în filmul ăla, cum îi zice, fraților? Mamă, cum îi zice? Scrieți la voi, Unfriended, așa, Unfriended. Filmul ăla horror, bă, ce nebunie de film horror. Ma. Oh my god, ea a dispărut de acolo. Băi, se aude și baza asta, băi, ce se întâmplă? Bă, cine e acolo în spate, bă? Sara mea, fă ceva! Fă ceva sau iau la... Eu la culcare. Lisa? A zis ceva de Lisa. E cineva sus în pod. Mamă, credeam că vrea să bată ceva, dar nu, sună mea, doar vrea să deschidă ăla. A luat o razna, bro. Vrei să deschizi ăla, ești nebună? N-ai auzit că e ceva în pod, man? Trebuie să și vezi, n-ai auzit că a mers ceva în pod, oameni, frate. Bă, personajele din filmele horror sunt prea proaste. Ce-a fost aia? Aia cred că e Lisa? Ce-a fost aia? Bă, cineva a omorât-o pe Lisa. Mamă, a venit ăsta, mamă, băi, nebune, băi, la toată asta fix acum. Am văzut ceva. Bă, dar stai, ăsta n-a văzut-o pe Lisa. Ce s-a auzit? S-a auzit ceva sus. Bă, dar ăștia n-au văzut-o pe Lisa? Bă, ăștia n-au văzut-o pe Lisa? Bă, ăștia n-au văzut-o pe Lisa? Mamă! Băi, bine, eu simt, frate, că pentru ora 1 dimineața chiar ne-am descurcat foarte bine. Scrieți la comentarii dacă ați completat challenge-ul.